Fermierii care vor să-și cumpere tractoare și utilaje noi cu ajutorul fondurilor europene mai au puțin de așteptat până când vor putea depune proiecte în acest sens. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cursul lunii octombrie ar urma să fie lansate mai multe linii de finanțare, printre care și DR20, investiții în sectorul zootehnic. Linia de finanțare DR20 se adresează fermierilor care activează în sectorul zootehnic și care vor să facă investiții mai mult sau mai puțin complexe pentru a-și dezvolta ferma. Aceștia pot opta pentru o finanțare de maximum 300.000 de euro pentru achiziția de utilaje sau de maximum 2 milioane de euro în cazul proiectelor mai complexe. Intensitatea maximă a sprijinului, care poate fi accesat prin intervenția DR20, este de 65%. Astfel că fermierul trebuie să acopere restul de 35% din investiție cu banii proprii. Directorul general al AFIR, George Chiriță, a precizat într-un interviu recent că obiectivul instituției este să deschidă apelul la proiecte pentru această linie de finanțare, precum și pentru altele, în jurul datei de 15 octombrie. Mai multe detalii despre intervenția DR20 puteți afla din site-ul nostru agro-tv.ro. A doua ediție a Târgului Crescătorilor de Animale din Iași a fost organizată recent în cadrul Colegiului Tehnic Haralam Vasiliu Podui-Loaiei. Organizare susținută și de USV Iași împreună cu Direcția Județeană de Agricultură, de Administrația Locală din orașul Podui-Loaiei și de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Tradiția Moldovei Iași. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care crescătorii de oi din județul Iași se confruntă cu cea mai grea perioadă din ultimii ani. La nivelul județului Iași sunt peste 100.000 de oi și capre, după cum declară autoritățile județene. Mare parte din carnea de oaie obținută de fermierii din Moldova se duce peste hotare. 80% din producție pleacă la export. Și nu e tot. Seceta a dus la dublarea cerealelor ce constituie hrană pentru animale, iar forța de muncă e pe cale de dispariție. Se vinde carnea de oaie? Mănâncă lumea? Caută? Nu prea. Ce să dăm la export? În afară lumea nu cumpără. Cu cât reușiți să vă salveze exportul? Cam 80%. Cam 80% se exportă. Restul și se vinde aici în... și cumpără România. Altfel dacă n-ar fi exportul, ar fi foarte, foarte greu. Beneficiile din ultimii ani mergem cam... luăm pimeri, dăm pimeri, cam aici mergem. Hrana de unde o aveți? Și din terenurile proprii și mai achiziționați la cetățenii care nu mai dețin animale. Și ați observat că s-a modificat prețul la ea din cauza secetei? Da. Cât dați mai mult? Dublu față de anii trecuți. Dublu față de anii trecuți. La porumb. Carnea cu mei, cu asta, ducem totul la export. Greu cu aici pe local, pe asta. Și cu ciobenii iarăi e un lucru greu când sunt pe cale dispariție așa. Acum ei doar numai să vină, să se uită la ele și să plece. Doar atâta. Vin, stau o săptămână, două, nu le convine, pleacă. Nu. Tot cumpărăm. Cumpărăm de la asociații, de la fermieri care au lucernă, au paie, au așa. E nepotul meu, are 17 ani. Învață la liceu aici, vacanța acum, așa ea, treabă la stână cu tatăsul, cu mine, mai am un băiat, toată familia muncim acolo. Practic doar familia, în rest nu găsiți. Nu, e foarte greu de oameni. Seceta ne-a afectat foarte tare. Vânzare la momentul actual nu prea avem ce să vindem, pentru că miei vindem la Paști. În rest, forța de muncă, cam greu. Oamenii nu prea stau la lucru. Prețul la carne fluctuează, avem probleme pentru că avem o concurență neloială în piață. Seceta a scumpit anul ăsta hrana pentru animale, dar în ceea ce constă în furajul păios, în fân, în grosiere, în celelalte. Dacă este să vorbim de cereale, anul ăsta prețul este un pic mai mic decât anul trecut. Mergem acum la Vlădeni, tot în județul Iași, pentru că acolo colegul meu Ovidiu Ghinea a găsit bovine super performante, care au intrat în top 10 în clasamentele europene. Eu nu știu să vă spun prea multe despre indicatorii de performanță ai acestor minunate exemplare, pe care le veți vedea imediat, dar o să-l las pe inginerul Lucian Chelariu să o facă, pentru că el este șeful fermei Panifcom din Iași și specialist în astfel de lucruri. Pot să vă spun totuși, înainte să vedem materialul cu super văcuțele moldovence, că sunt fiicele campionului mondial în titră la testările genomice Taurul Captain.
Noi n-am venit întâmplător pentru că am auzit și am și verificat informația că aici aveți animale performante. Mai toate sunt foarte performante, dar unele dintre aceste animale au reușit să se impună într-un clasament european care arată practic nivelul de așteptare al oricărui fermier care dorește să atingă un prag cât mai înalt în evoluția animalelor. Despre ce e vorba? Da, la ultimele evaluări genomice, menționez că ferma trimite periodic probe din țesut auricular pentru testări genomice în Scoția la laboratorul NeoGen. Iar la ultima evaluare, acum la începutul lunii august, din 40 de vițele testate, 5 au depășit pragul de 900 net merit. Cea din imagine chiar ajungând la 999 net merit și indexul de TPI de 2880. Cum s-ar traduce la nivel de performanță indicii ăștia despre care ne-ați spus, ne-ați explicat? Păi dacă vorbim de indicatorii tatălui, care este numărul 1 mondial la ora actuală, el are valoare de 3120 TPI și undeva în jur de 1200 net merit. Vițelele fiice ale acestui taur care la noi în fermă au fost testate până acum s-au ridicat foarte mult peste nivelul fermei. Deci dacă până acum aveam vițele în fermă de 2600-2700, între 2700-2800 TPI, acum animalele astea, una din ele au depășit 2900. Iar la net merit, 5 au fost peste 900, una 999. Deci mult peste ce am testat până la ora actuală în fermă. Practic, vițica din spatele nostru se poziționează într-un clasament european între primele 10? O altă vițică este în primele 10, care este peste 2900, la 2880, eu știu, poate în primele 20. În primele 20. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Da, un clasament foarte sus. Foarte sus și provine dintr-un taur campion mondial. Captain este. Da, este taurul numele... numărul 1 la zi. Taurul numărul 1 și în luna aprilie și în luna august. Se fac 3 evaluări pe an. August, decembrie și aprilie și taur este de 2 evaluări la rând numărul 1 mondial. Ea e născută în luna iunie, practic are aproximativ da, pe 26 iunie, 3 luni. Cam 3 luni are și arată cum arată. Probabil că și producțiile de lapte vor fi pe măsura investițiilor făcute de către da, dumneavoastră. Taurul vine cu o producție foarte bună de lapte. Vine cu o medie de 2100-2200 de libre peste media Statelor Unite. Deci vine cu vreo 1000 de kilograme peste media Statelor Unite. Și tot timp când am avut generații de vițele din tauri de ăștia, foarte, producții foarte bune de lapte, s-au văzut în fermă la prima lactație peste 50 de litri, 50 ceva de litri, adică generații care vin cu foarte mult plus în fermă. Refacerea solului este o necesitate pentru România, unde aproximativ 33% din pământul cultivat este degradat. Agricultura organică nu mai este deja o chestiune de opțiune, iar fermierii au nevoie de soluții care să le asigure productivitate, dar mai ales o garanție a sănătății și a capacității solului de a rezista în timp. Explocom GK vine în sprijinul agricultorilor cu produse inovatoare testate în toate tipurile de sol care și-au dovedit eficiența și care garantează reducerea costurilor și maximizarea producției. Biochar sau biocărbunele vegetal activ și oțetul de lemn sunt soluțiile BioGK pentru îngrășăminte organice și amendamente pentru condiționarea și ameliorarea solului, despre care aflăm mai multe detalii imediat în jurnal. Dacă discutăm în primul rând de partea solidă, de cărbunele vegetale obținut prin piroliză, biocharul, este partea esențială ca amendament de sol și îngrășământ organic. Rezolvăm problemele din care le avem cu solul.
solurile acide, le reglăm pH-ul, le ducem undeva de 7, refacem structura solului și humusul și reducem poluarea cu dioxidul de carbon. O tonă de bioșar într-un sol sechestrează în sol 3 tone jumătate de dioxid de carbon. Pe lângă acest lucru, nu mai avem poluarea apei cu nitrați, nitriți, pentru că azotul este reținut de cărbunele vegetale și este redat către plantă, iar partea de fosfor care se blochează este deblocat de carbonul negativ din compoziția lui și este redat către plante. Așa că, cumva, rentabilitatea îngrășământului introdus în sol crește cam cu 30-40%. Îl putem da la pregătirea terenului sau încă din toamnă. El are o mare capacitate de absorție, așa că până în primăvară când semănăm, dacă discutăm de cultura de primăvară, el stochează o rezervă suficientă de apă încât să ne permită să semănăm chiar dacă este secetă în primăvară și să ne asigure o rezervă undeva de 2-3 săptămâni până cumva va ploua din nou. Dar avem astfel, pentru zonele neirigate, o șansă să facem producție. Dacă ne referim și la partea lichidă, oțetul de len, care este un biostimulator foarte bun, ajută la o coacere mai rapidă, undeva cu 7-10 zile, gust, culoare, dacă discutăm de fructe, legume, dar același lucru se întâmplă și pe cultura vegetală, recoltăm mai repede. Aceste produse au fost, să spunem, probate în România. Sunt culturi care au avut randamentul scontat. Da, sunt în diferite locații, Covasna, Harghita, pentru că fabrica e mai aproape și fermierii din zona au știut de produs mult înainte să intre pe piață până au obținut toate certificările. Anul acesta am făcut loturi demo la stațiunea de la cercetare de la Brăila și de la Bacău. Avem fermieri care au luat tot pentru a vedea cum se comportă în zona Bacăului, Galați și zona Brăilei. Acolo unde a făcut loturi demo, producțiile arată, adică culturile arată bine, l-a recoltat la porumb și floare, vom vedea, dar se estimează un spor de producție măcar de între 500 și 1 tonă în plus față de loturile martore unde nu a fost folosit produsele noastre. Fermierii sunt un pic mai reticenți pentru că ei vor rapid, își fac un calcul economic cât îi costă să refacă solul, dar ce spor de producție obținut imediat în anul acela. Ori aici discutăm de o remediere a solului, care în România undeva 33% este degradat și trebuie să-l refacem. Acest lucru presupune o investiție, dar refacerea solului este pe termen lung. Cărbunele acesta bioșar este de natură cristalină, rezistă în sol între 80-100 de ani. Odată remediată problema din sol, avem pe termen lung lucrurile în regulă. Și pH-ul, și humusul, și aceste rezerve de apă, și nu mai avem pierdere de fosfor și azot. Spre surprinderea noastră, piața externă e mai receptivă decât piața internă. Avem deja cereri la export în Ungaria, Marea Britanie și Germania. Am primit și o delegație din China care și-ar dori să facem o fabrică de bioșar la ei. Și foarte important să înțelegem că acest cărbune vegetal făcut din piroliză nu îl obținem din lemn brut, nu tăiem lemnul din pădure, ci sunt deșeurile vegetale și deșeurile de lemn de la fabricile de mobilă sau curățăm pome pe șosea sau în livadă. În loc să le dăm foc sau să le aruncăm, le putem transforma în cărbune vegetal și să refacem solul și să avem productivitate. Să fii fermier în România e deja un scenariu de film de acțiune cu peripeții, ca să nu spunem chiar misiune imposibilă. Să fii crescător de animale pe plaiurile mioritice e și mai palpitant. Dacă mai ai și pasiune pentru animale și pământ și nu te înduri să renunți, deja poți fi numit supererou dacă reziști în breaslă mai mult de câțiva ani. Mihai Crișan, fermier din județul Satu Mare, face agricultură de ceva timp, iar de vreo 10 ani crește și animale. Dar ani mai grei ca acum nu a mai pomenit. Dezamăgit de șirul lung al problemelor din ce în ce mai mari pe care le întâmpină, fermierul spune că va vinde tot la străini. Ovidiu Ghina a stat de vorbă cu sătmăreanul Mihai Crișan și ne aduce detalii în exclusivitate pentru AgroTV. Când v-ați apucat dumneavoastră serios de agricultură și de creșterea animalelor? Din 2013 m-am apucat, după 30 de ani. 30 de ani n-am avut niciun fel de animal. Și după 30 de ani am cumpărat oi. De ce ați început cu oi? Vă plăceau? Ați auzit că pot fi rentabile? Am luat niște teren acolo la Vama, lângă mine, aproape. Am și hotelul, stațiunea aceea acolo la Valea Mării. Și zic, bă, mi-au niște oi, că am brânză, am urdă, lapte, tot ce treabă pentru carne, tot ce treabă pentru noi. Și mi-am luat vreo 300 de niori.
după ce mi-am mai luat, până am avut vreo 5.000 la un moment dat. Multe. Și le-am vândut și am rămas cu 2.000 de bucăți. Ce ați avut? Țurcană? Țurcană, țurcană. V-a plăcut țurcana? Țurcană. Să-și și pretează pentru zonă. Țurcana mi-a plăcut. Și am băgat câteva și breză, am câteva breză, dar cred că m-a scăpat de ele. E greu de să le separ la montă, la... nu-i ușor să le pui deoparte. Și o-i rămâne numai cu băle. Bun, asta a fost la început. După aia, ușor, ușor, știu că ați dezvoltat afacerile în zona asta agricolă, pentru că aveți și o fermă de vaci, mă rog, aveți și teren, mai multe da, business-uri. Da, am o fermă de vaci, vreo 450 de capete. Ce aveți, bălțată? Bălțată românească, mm-hmm. Le-am adus sfleide, le-am adus din Bavaria, din Germania, am fost și le-am cumpărat toate atunci. Și... No, de atunci tot am crescut, tot ce-i bătrân vând. Nu, n-am vândut o vițe din animale. Niciuna n-am vândut la nimeni. Tot ce le-am ținut care cu mâini și cum crește, o tălăs de lapte, vaca care am luat-o cu 30 de litri de lapte, vițeaua de la ea de 40. Deci au crescut... S-a făcut și ameliorare, probabil. Da, da, da. Progres genetic. Da. Ne-am ocupat de ele și am ținut numai tineret, că n-avem numai tineret. N-avem bătrâni. Dacă avem 5 bucăți, scăpăm după ce iasă. Și cu laptele unde îl dați? Știu că suntem în cooperativă, da. Cooperativă la Samus Lact. Da, suntem la cooperativă, într-o cooperativă. Până acum am mers destul de bine, tare a scăzut prețul din primăvară și până acum. Produceți mai scump decât vindeți laptele? Da. Sunteți pe minus. Deci din 2013, n-o fă lună să n-aduc bani, să bag bani de acasă. Cu ei de mere mai bine ca cu zootehnia. Dacă ține așa încă în un an de zile, peste 2 ani de zile, 3 ani, nu mai avem lapte. Fermierii intră în faliment. La noi, mai ales la noi în zona, în oraș, la noi nu găsești oameni, domne. Nu sunt oameni de lucru. N-avem oameni de lucru, nimic. Eu vând tot ce am, la jumătate prețul, tot cât am făcut. Am și început să vând nu de acum, din 2013. Am văzut că cei, toată lumea te hărțuiește, te... Sunteți dezamăgit. Da, nu... Am și o vâstră acum, nu mai treabă și nimeni, copiii numai unul vrea, celălalt nu-i treabă, Doamne ferți, nici să n-audă de oi și de vaci. Am luat o grămadă de teren, îl tălucrăm, tot îl arăm, îl sămânăm, nu scoatem atât cât băgăm în el. E foarte, foarte greu, foarte greu. E rău că tinerii nu mai agrează, cred că nu. Ușor, ușor vor dispărea multe fere. Dispărea. Și ce o să facem? O să fie pe aici danezi, francezi, nemți, turci? Nu știu dacă vor fi, că vezi că nici aici nu-s buni. Nu, mă gândesc ca fermier care să vină să cumpere, că cine cumpără acum, românii între ei nu mai cumpără. Și danezi vin și stau aici? Păi nu stau, ei administrează și na. Tot anoști. Da? Tot anoști. Da, mai sunt români care vor să cumpere fermele? Nu tare. Eu ce am elvețieni cu turci la oaltă combinați. Și au bani. Interesează terenul mai tare ca ferma. A, mai mult pentru teren. Păi 200 de hectare, dacă pune panouri pe el, scoate banii în... 5 ani. Aici se încheie jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit în continuare și pe platforma noastră Media AgroTV, unde găsiți toate noutățile din sectorul agricol și rămânem aproape. Pentru că toți suntem egali până când începem să muncim. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte, cerul va fi variabil în est și sud-est, precum și în zona de munte și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6-8 grade în depresiunile Carpaților orientali și 17-19 grade pe litoral. Mâine vremea va fi în general frumoasă și călduroasă după amiaza în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări după amiaza și seara în zona de munte și în nord-estul teritoriului, unde izolat vor fi averse slabe, posibil însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade.
caracteristici agrometeorologice. Gradul de aprovizionare cu apă pe profilul de sol se încadrează în limite satisfăcătoare în cea mai mare parte a Transilvaniei, Banatului și Crișanei, local în nordul și estul Olteniei, sudul Moldovei și nord-estul Munteniei. Deficite de umiditate în sol se înregistrează în Maramureș și Dobrogea. Pe suprafețe agricole extinse din Moldova și Muntenia, centrul și sudul Transilvaniei, nord-vestul Banatului. Starea de vegetație a culturilor agricole. Regimul termic din aer mai ridicat decât în mod normal, asociat cu deficitul accentuat de umiditate din sol, a determinat în continuare deprecierea stării de vegetație la culturile prășitoare, forțarea proceselor de coacere și ștăvirea boabelor la porumb și a semințelor la floarea soarelui, în special în zonele agricole din sud-estul și sudul țării. Uniformitatea și vigurozitatea culturilor se menține pe ansamblu bună și medie, respectiv medie și slabă pe terenurile afectate de seceta pedologică. Cultura de floarea soarelui parcurge maturitatea deplină și se recoltează în majoritatea zonelor agricole. În funcție de data semănatului, agrotehnica aplicată și precocitatea hibrizilor, porumbul se află predominant la maturitatea înceară și deplină în toate zonele de cultură. La hibrizii extratimpurii și timpurii din Oltenia și Muntenia s-au continuat lucrările de recoltare. În toate bazinele de specialitate, la sfecla de zahăr se înregistrează fazele de îngroșare a axei hipocotile și acumularea zahărului în rădăcină. Cartoful parcurge uscarea vrejilor și maturitatea tehnologică la nivelul întregii țări, extinzându-se totodată suprafețele recoltate, îndeoseb la soiurile semitardive. La speciile pomicole predominante sunt fazele de coacere a fructelor, acumularea zahărurilor, precum și începutul fazei de maturare a lemnului. La soiurile aflate la maturitatea tehnologică s-au efectuat lucrările de recoltare. În cea mai mare parte a podgoriilor, soiurile pentru vin parcurg coacerea și acumularea zahărurilor, iar la cele de masă se înregistrează maturarea boabelor și recoltarea strugurilor. Cultura de rapiță, semănată pe suprafețe restrânse, se află în primele faze de vegetație, germinare-răsărire, extinzându-se totodată suprafețele agricole semănate. Recomandări de specialitate: efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ, în vederea însămânțării culturilor de toamnă în epoca optimă, pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apa a solului. În sudul și sud-estul țării, unde conținutul de umiditate din sol în stratul 0-20 cm este scăzut, se recomandă lucrări superficiale de pregătire a terenului. Continuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare ale produselor agricole de sezon. Eliberarea suprafețelor agricole de resturile vegetale. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.